O furtună puternică însoțită de grindină a provocat pagube mari în satele Poiana Micului și Pleșa din comuna Mănăstirea Humorului. S-a întâmplat miercuri după amiază. În imaginile filmate de un telespectator al televiziunii Intermedia se poate observa cum pământul a fost acoperit de un strat de gheață de câțiva centimetri. Din cauza ruperii de nori, cele două sate au rămas din nou izolate de restul comunei după ce podul de peste pârâul Humor a fost acoperit de ape și a devenit impracticabil. Problema a fost însă rezolvată pentru moment cu ajutorul unui buldo-excavator. Oamenii din cele două sate sunt însă exasperați că la fiecare ploaie rămân rupți de restul lumii. Podul a fost afectat de inundațiile din anul 2010 și, conform contractului, trebuia să fie refăcut până în 2012.